Dar cum să nu? Păi bineînțeles, dar se știe că cucul nu depune, nu crocește ouă și atunci depune ouă în culbul altor păsări. Bun. Și pasărea respectivă îl crește ca pe puii lui. Ba mai mult de atâta, el aruncă ouăle și pui păsării gata. Și ea continuă să hrănească. Și ăla crește că e de 3 ori cât ea. Dar cum se face că fidelizează totuși pasărea să... Pentru că ouăle depuse de cuc sunt asemănătoare cu ale ei și atunci când clocește nu-și dă seama. Și instinctul matern este atât de puternic încât dacă e în cuibul ei, gata, automat va fi hrănit. Și cucul are o conformație specială a spatelui, datorită căreia, prin mișcări repetate cu aripile, aruncă ouăle și puii. Fantastic. Da, se ridică așa și aruncă, pentru că e mai mic și mai piperniciți totdeauna. Și îi aruncă jos și rămâne el și pasărea vine și îl hrănește pe el. Că de asta și arată aici în diorama asta. Asta e pasărea, da, dă-lă carul ăsta și ăsta e puiul de cuc. Păi da, el e de 3 ori cât ea. Și va mai crește încă. Nu. No.